Astăzi o să facem cel mai simplu desert la pahar. Pentru blat avem nevoie de 5 gălbenușuri, peste care adăugăm 120 de grame de zahăr, 30 de ml de ulei, 80 de ml de lapte, esență de vanilie, coajă de lămâie și portocală. Amestecăm totul foarte bine până zahărul se va topi. După care, într-un alt bol, vom pune cele 5 albușuri, adăugăm puțină sare peste ele și le vom mixa până totul va deveni o bezea. Dacă îți face plăcere, te aștept și pe canalul meu de YouTube, La Cooking. Peste gălbenușuri vom cerne 140 de grame de făină, adăugăm și 3 linguri de cacao, jumătate de plic praf de copt, apoi amestecăm totul bine. Așa va arăta mixul nostru, după care începem să adăugăm albușurile. Le mixăm încet cu o spatulă. După ce totul este gata, lăsăm puțin deoparte. Într-un alt bol am pus cam 60 de grame de zahăr, coajă de portocală, esență de vanilie, 2 ouă, puțină sare. Amestecăm bine până zahărul se va topi. Apoi adăugăm 350 de grame de brânză. Am pus și 3 linguri de griș. Apoi mixul pentru blat l-am pus într-o tavă cu dimensiunea de 25 cm și am început cu lingura să adaug brânza. Așa arată. Am lăsat totul la cuptor la 180 de grade timp de 40 de minute. După ce s-a mai răcit, am început să tai cu acest inel metalic, dar se poate tăia și cu un pahar. După ce totul este tăiat, îl vom da la o parte. Resturile pot fi folosite pentru prăjitură ca și decor. Am tăiat totul în două, după care le-am pus într-un pahar. Pentru crema avem nevoie de 300 de grame de frișcă, 120 de grame de zahăr, coajă de lămâie, am folosit și 300 de grame de mascarpone, esență de vanilie. Amestecăm totul bine. Mini blaturile le-am însiropat cu lapte, deasupra am pus niște portocale. Crema am pus-o într-un poș și am început să pun în pahare. Nu trebuie să fie foarte plin. Trebuie să adăugăm și următorul mini blat. Am însiropat din nou cu lapte. Deasupra am pus cremă. Și în mijloc portocală. Am lăsat totul la frigider peste noapte pentru cele mai bune rezultate. A doua zi am început să fac o glazură din ciocolată albă din 150 de grame de ciocolată. Am adăugat 30 ml de lapte. Amestecăm bine. Eu am folosit niște colorant violet. Se poate folosi orice culoare doriți. Am lăsat puțin glazura să se răcească și am început să o pun deasupra prăjiturii. Foarte simplu de făcut și foarte aspectuos. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu ce părere ai lăsându-mi în comentariu. Îți mulțumesc!